Salutare prieteni, astăzi o să vorbim despre familia Cordoneanu din Iași. Adevărata mafie este în politică, nu în lume interlopă. Despre familia Cordoneanu din Iași sau clanul Cordonenilor, așa cum îi cunoaște opinia publică, s-au scris multe, de la materiale de presă până la rechizitorii. Capul familiei Constantin Cordoneanu a acordat un interviu în exclusivitate Mesagerului de Neamț, interviu în care dezvăluie câte mici și câte realitate în tot ceea ce se știe sau se crede că se știe despre temuții cordoneni. Puțin știu că sportul e îndeletnicire de familie mai mult decât o pasiune. Iar Costel Cordoneanu a fost sportiv de performanță la lupte libere, campion balcanic în 1988, vicecampion european în 1992, dublu medalia cu bronz la europenele din 88 și 89 și chiar premia cu titlul de maestru al sportului în 1991. Nu ne considerăm interlop și ne deranjează când ni se spune așa. Eu și familia mea nu ne considerăm interlop sau clan. Noi facem parte dintr-o familie de mari sportivi de performanță care am câștigat medalii și locuri fruntașe la campionatele europene și mondiale, am avut participări la Jocurile Olimpice de la Barcelona în 1992 și la Jocurile Olimpice din Atlanta, America. Așa am ajuns să fim cunoscuți prin sport, nu prin altceva. Eu, fiind mai mare, mi-am făcut un nume de pe timpul lui Ceaușescu. Tot ce era bun pe plan sportiv din provincie, luau Steaua și Dinamo. Pe vremea aceea, ca să apar la televizor și prin ziare, era mare lucru, era performanță. Sunt deranjat de faptul că mi se spune interlop. Cuvântul clan provine din istorie și înseamnă altceva, dar acum când spui clan, se interpretează ca fiind ceva urât și rău. Dacă se spune că faci parte dintr-un clan, automat ești văzut ca un om rău, fără sentimente și fără scrupule. Nu este corect să ni se spună așa, acum unii mă văd și mă respectă că a fost sportiv și profesor de sport, unii au făcut din țânțar armăsar și m-au făcut interlop. Sunt mândru de mine pentru că nu am fost ca alții să rămân în Occident pe timpul lui Ceaușescu, nu am trădat țara, am fost și sunt un patriot, puteam să rămân în Occident în perioada 1985-1989, dar m-am întors în țară la familie. Îmi iubesc țara, dar există unele persoane care manipulează românii. România e o țară bogată, dar cred că e bogată și sufletește. Am primit titlul de maestru al sportului în anul 1991 la Cercul Militar. Am fost premiat de fostul primar de la Iași, domnul Constantin Simirad. Am fost premiat ca sportivul anului pentru că eram la acea vreme primul pe Iași, pe Moldova și pe România ca performanță. Au fost premiați și ceilalți frații mei care au avut performanțe. Fratele meu, Gelu, este campion mondial la cadeți junior în 1992, a luat locul 7 la Olimpiada din Atlanta în 1996 și este multiplu campion național. Din Neamț îi cunosc bine pe Romică Cojoc și Gheorghiță Măraru. Nu mă interesează anumiți politicieni sau politica în general. Dar îmi doresc să fie mai bine în țara asta, îmi doresc ca legea să fie egală pentru toți. Alții fură un ou și legea spune că a furat un bou, iar alții fură un bou și legea spune că a furat un ou. Nu e corect, asta nu e lege, l-am cunoscut pe domnul Mazăre cu care am stat la o pizza și la un suc și mi s-a părut că a făcut ceva pentru Constanța. L-am mai cunoscut pe domnul Miron Mitrea, cel mai bine l-am cunoscut pe domnul Gigi Becali, care a făcut multe pentru sport și mai ales pentru clubul Steaua, față de alții. Și a făcut multe și pentru oamenii necăjiți, față de mulți alții care au distrus țara asta. Știu și eu ce a scris presa, dar nu pot să comentez mai mult și frații Măraru au fost sportivi, ce s-a întâmplat după aceea cu ei nu comentez.
Țâță este o simplă cunoștință și cam atât, Crăciun la fel o simplă cunoștință, nu prea am avut de-a face cu el, dar îl cunosc. Pe Aurelian Vasea Șoric, nu l-am cunoscut așa bine, dar știu că a fost prieten cu Gheorghiță Măraru. Au încercat și încearcă să fiu informatorul lor. Clasa politică minte nu a făcut nimic din 1989 și până acum pentru român și țara asta. Doar vorbe, nimeni nu a făcut ceva pentru țara mea, trăim cu speranță. Mi-aș dori ca România să fie condusă de legi drepte și cine a greșit să fie pedepsit, să fie dreptate. Făcând de mic copil sport, mi-am dorit să fiu antrenor de lupte libere. Am terminat facultatea de educație fizică din București și am făcut-o pe bune, nu ca alții care și-au cumpărat diplomele. Îmi iubesc familia foarte mult, gândiți-vă că am crescut într-o familie cu 12 frați și am fost uniți de mici. Suntem 9 frați și 3 surori. Am 4 copii și îi iubesc foarte mult. Încerc să le dau o educație, să ajungă și ei ceva în viață, să le fie bine, să fie liberi și sănătoși. Îmi doresc să-i văd mari sportivi și campioni, să le cânte imnul României, așa cum mi s-a cântat și mie pe podium. Însă cine știe, nu e o regulă că dacă un tată a fost un bun sportiv sau antrenor și copiii lui să fie la fel. Îmi doresc să ajungă să-și facă un rost în viață, să fie cineva. În momentul de față, o zi din viața mea decurge cu multă alarmă. Să vă explic, am niște procese care mă țin stresat și legat de ele. Din anul 2001 am început să fiu vânat, au încercat și încearcă să fiu un informator al lor, un turnător, un trădător. Însă nu pot să devin așa ceva, urăsc trădarea și în codul penal scrie că trădarea este gravă. Dacă știu ceva țin pentru mine, știți cum spune Biblia, ce știa în mormânt cu tine și ce face stânga nu știe dreapta. Aștept ca legea să facă dreptate în cazul meu. Regret că am ajuns în situații în care nu meritam să ajung, însă m-au călit psihic și fizic, am văzut foarte multe la viața mea și am avut și suferință. Însă am văzut și lucruri frumoase, am văzut oameni care au trecut peste mari greutăți, așa cum am trecut și eu. Ce nu te doboară te face mai puternic, pe pământ cel mai mare dușman al omului este îndoiala, iar cea mai mare calitate este răbdarea. Am fost prin cele mai dure închisori, nu am fugit ca alții din țară să mă sustrag. Vlașov a fost avocatul meu și m-a apărat în procese. A fost un avocat bun, restul ce s-a întâmplat după nu comentez. În viață am plâns de multe ori, nu de puține ori am plâns și fără lacrimi, am trecut prin multe probleme ca să nu am lacrimi, am și eu sentimente și emoții. În închisori ajung unii care au fost manevrați de alții și unii care ajung pentru că merită, însă nu există o reducere a lor. Am fost prin cele mai dure închisori din România și din lume, unde până la urmă am luat achitare. Am avut dosar care s-a judecat 10 ani și la final am primit achitare. Fapta nu există, vă dați seama în ce alarmă am stat. Nu am fugit ca alții din țară să mă sustrag, am avut și am demnitate și onoare. Dar unii dintre cei care ies din închisoare nu au unde să stea, nu au un loc de muncă și se apucă de ce credeai că e mai ușor. Unii sunt făcuți să facă rău, alții ajung dintr-o întâmplare la închisoare, alții repetă aceeași faptă. Unii își revin și se integrează, din cauza proceselor mele presa a început să mă atace, mulți dintre ziariștii care au scris urât despre mine au directive de la servicii. Nu aș mai trece prin ce am trăit, mă consider un om modest și vreau să mă fac plăcut. În viața mea am fost atacat și trebuie să mă apăr. Ai instinctul de autoapărare, am trecut prin multe suferințe și trădări. Îmi place să fiu un om simplu, că tot dintr-o lingură mănânc și tot într-un pat dormi, chiar dacă ești bogat sau sărac.
De felul meu sunt credincioși, citesc multe despre religie și am fost în multe pelerinaje, cum ar fi pe muntele Athos și la multe mănăstiri. Ultima oară am fost la Vatican, cu ceva timp în urmă am fost pe muntele Athos, un loc care te liniștește, un loc unde te aduni, vezi altfel lucrurile și viața. De Crăciun și de Paște am dat cadouri unor copii de la Casa de Copii și de câte ori am ocazia fac astfel de gesturi față de cei sărmani și asta fac de mulți ani, mai ales la copiii cu handicap. Ți se sfâșie inima când îi vezi pe acești copii sărmani, pe acei care nu pot mânca singuri, dar m-am simțit și împlinit. M-am bucurat în sufletul meu că am făcut o faptă bună și că am putut ajuta. După cum a zis părintele Cleopa, nu-ți fie frică de moarte, ci să-ți fie frică de păcate, că ele te duc spre moarte. Dacă nu avem un pic de credință, degeaba trăim pe acest pământ. În România nu există mafie cum e în Italia sau America. Noi nu avem cap pentru că nu avem potențial uman, noi nu avem un Al Capone, nu am ajuns la nivelul capilor din Occident, de la nivelul anilor 20 sau 30, pe timpul lui Capone sau Totorina. La noi sunt mulți părâți și mulți trădători, adevărata mafie este în politică, nu în lumea interlopă, nu dăm nume de politicieni, în România serviciile manipulează. Când furi 300 de milioane de euro, nu trebuie să fii violent. Doar cu un pic și o ștampilă poți fura sute de milioane de euro, în timp ce în țară nu sunt șosele, autostrăzi, grădinițe, școli, spitale, azile de bătrâni și multe altele. Am fost în multe penitenciare din România, cum ar fi Jilava, Gherla și Aiud. Cea mai ușoară închisoare mi s-a părut în Germania, dar am avut o experiență în Italia, la Roma, în închisoarea Regina Coeli, unde am stat 4 luni și jumătate, după care am fost adus în țară de Interpol. În această închisoare chiar erau capii ai lumii interlope, ai lumii mafiote din Italia, chiar am cunoscut acolo neamuri ale marelui mafiot Totorina, printre care și un nepot al lui. Nu pot spune că am învățat ceva de la ei, dar nu au acceptat niciodată să faci rău unui om neputincios. Este o vorbă, alarmă este mai mare ca bătaia. Sunt prieten cu toată lumea, însă îmi aleg oamenii după cum simt eu. Fiecare cum își așterne, așa doarme. Cei care au critici asupra mea, înainte să vorbească, ar trebui să aibă și dovezi clare. Dacă eu și familia mea suntem vinovați, sunt de acord să tragem consecințele. Din păcate, în presă mai există oameni care se vând pe nimic, cerșetori trimiși de unii sau de alții, care să ne critique prin articole. De cât ieftin, mai bine sărac, nu mă consider interlop, sunt un om de onoare și cu demnitate. Știți vorba, leul mănâncă lupul, dar haita de lup mănâncă leul. Nu este un cod penal drept, cum poți tu să condamni un om la 20 de ani de închisoare, care se dă în mod normal la criminalii sadici, pentru unul care a furat un sac de porumb, iar pentru cel care a furat sute de milioane de euro, îi dai cu suspendare sau cel mult 2 ani de închisoare, cum este posibil? Îmi întrețin familia și îmi câștig existența lucrând la o firmă de pază privată la care sunt șef, sunt antrenor de lupte, antrenez și în străinătate unde se câștigă foarte bine. Dacă ți-a plăcut videoclipul meu, nu uita să lași un like și să te abonezi la canalul meu.